Salut! Făceam curățenie prin garaj și am găsit chiuluasa asta nouă de Dacia 1300. Este o chiuluasă asamblată, deoarece are deja supapele cu arcuri fixate pe chiuluasă. Este pentru 1300. Am aici și un set nou de garnituri. Pentru 1300 trebuie să fie. Scrie pe undeva pe aici. Și o să fac o probă. Ca să o verificăm cu o dată, pentru că nu știu toate înscrisurile acestea, nu sunt nici foarte bine documentate într-un program, ca să pot identifica după coduri. Așa că o să facem proba cu garnitura de 1.3 și vedem dacă este de 1.3 sau de 1.4. După cum credeam și eu, garnitura de 1.3 este potrivită pentru chiuluasa asta, deci avem o chiuluasă nouă de 1,3, 1300 de centimetri cubi. Chiuluasa de Dacia are atât admisia cât și evacuarea pe aceeași parte. De regulă, supapele pentru admisie sunt ceva mai mari, pentru că trage aer prin aspirare, se face un vacuum. Iar cele de evacuare sunt ceva mai mici. Aici cred că au fost montate inversat, pentru că cea mică ar trebui să fie în partea stângă. Deci le-am inversat la montaj. Aici este practic camera de ardere care se întâlnește cu restul cilindrului din bloc. Chiuluasa este din aluminiu. Blocul motor are în el axa cu came. Alte chiuluase pot, cele mai moderne, să zicem așa, au axul cu came integrat în chiuluasă. Însă la modelul Cleon Fonte, axul cu came, avem aici un ax cu came, se regăsește în blocul motor. Iar acesta împinge tijele de culbutori prin aceste orificii, sigur că așa vin montate, sunt împinse în funcție de rotația axului care este stabilită de distribuție. Vor împinge culbutorii astfel încât să închidă și să deschidă supapele în ordinea în care trebuie. Avem aici și un ax de la rampa de culbutori. Nu este asamblat, dar de aici vine. Partea asta trebuie să fie cea care face contact cu... N-am desfăcut niciodată un bloc motor să văd exact cum este, dar cu siguranță trebuie să vină ceva de genul ăsta în blocul motor. Pentru că altfel ar deteriora dacă ar veni direct. Nu știu ce să zic. Așa arată culbutorii. Pe partea asta avem orificiile pentru bujii. Și așa arată bujiile de Dacia. Astea nu sunt noi, le-am avut pe mașină și le-am înlocuit. Dar ca idee. Sinterom se montau pe Dacia și se spune că cu bujiile astea mașina merge cel mai bine. Am ales să fac prezentarea asta pe covor pentru că planeitatea chiuluasei este foarte importantă. De se vede deja bujia în camera de ardere. Este o chiuluasă nouă și în principiu nu ar trebui rectificată, dar trebuie verificată pentru că dacă cineva o așează pe o suprafață dură, fiind de aluminiu, se poate deteriora. Tot în chiuluasă găsim un circuit de răcire. Răcire atât pe bază de antigel cu apă, amestec, dar și pe bază de ulei. Legat de galeriile de
evacuare și mai ales de admisie. Acestea erau deseori lustruite pentru mașinile de competiții, pentru a asigura un flux mai bun al aerului. Sunt multe secrete pe care cei din motorsportul românesc la acea vreme le știau și le practicau. Pentru a câștiga acolo un mic avantaj în plus față de competitori, cu toate că toți făceau aceste mici reglaje, aceste mici lucruri de finețe, dar aia era toată plăcerea în a sta și a lucra la un motor de curse. Deci aici este o chiuloasă normală de 1,3, nu are niciun fel de modificări. Capacul este de la motorizare 1.4, deoarece are acest orificiu mai înalt, la cele de 1.3 vine plat în zona aceasta. Dar ca și dimensiuni este potrivit. Deci nu diferă. Am și o supapă scoasă deja, să ne uităm mai atent la ea. Aici. Ele trebuie să etanșeze perfect zona de admisie sau de evacuare. Pentru că în capătul chiuloasei există presiune foarte mare și temperaturi foarte mari, iar totul trebuie să meargă în armonie, de-aia și la rodaj este recomandat ca din câteva sute în câteva sute de kilometri, în primele 2-3.000 de kilometri, să se facă strângeri conform fișei de servis, strângeri periodice pentru a se așeza toate elementele atunci când sunt în rodaj. Am aici o garnitură. Mai puțin să reușesc să o pun cu o mână. Asta este garnitura care asigură etanșietatea pentru orificiile de admisie și de evacuare. Este foarte important ca peste tot să fie totul etanș, după cum spuneam. Dacă chiuloasa se supraîncălzește, este riscul să se ovalizeze, iar atunci vor exista pierderi de lichid de răcire. Se va amesteca uleiul cu antigelul, iar funcționalitatea va fi grav afectată. Ea se poate rectifica la anumite cote. De la un punct încolo nu se mai poate face acest proces. Sau dacă există fisuri, nu oricine lucrează cu astfel de materiale și este destul de scump să faci rectificări pe partea asta de chiuloase. De regulă mai bine găsești una nouă. Prin rectificare se mărește practic raportul de comprimare și teoretic la motorul aspirat se câștigă cai putere în plus. Iarăși o altă metodă care o foloseau cei de la curse din vremurile acelea. Rectificau mai mult din chiuloasă pentru a obține un raport de comprimare mai bun. Aici este practic camera de ardere, unde are loc scânteia și atunci când pistonul este sus. Dacă ar fi fost un model pe motorină, acest lucru s-ar fi realizat prin comprimare și nu prin scânteie, bujile incandescente având rolul strict pentru încălzirea carburantului și pentru a porni. Cazul de față este vorba de chiuloasă pe benzină cu bujie ce dă scânteie. Avem două supape pe cilindru, adică 8 valve. Există și modele de chiuloase cu 4
supape pe cilindru, 16 valve în cazuri în care există 4 cilindri, sau chiar și cu 5 supape, cum este la modelul 1.8 turbo de la Audi, cu 20 de valve. La Alfa Romeo există, dar și la alți producătorii, cu două bujii în capătul pistonului, acel Twin Spark. Majoritatea modelelor au câte o singură chiuloasă, însă cele cu dispunere în V sau boxer au două chiuloase, dar există și autoturisme cu motor simplu, transversal sau longitudinal, care nu este în V sau boxer și are chiuloase individuale. Întotdeauna strângerea de care vorbeam mai devreme se va efectua la cuplu trecut în cartea de service, pentru că e vorba de aluminiu, iar acesta preia foarte multă căldură. Tocmai de aia la un motor nou nu poate fi, mai ales la tehnologia aceea, nu putea fi rodat din prima, din fabrică, și necesita atenție în primii câteva sute mii de kilometri. Era foarte important rodajul, să nu se depășească o anumită turație, o anumită încărcătură, iar periodic verificate și strânse cu cheia dinamometrică. După parte vine pompa de apă, iar pe altă parte trebuie să fie senzorii de o plăcuță care integrează senzorii de temperatură și ulei. N-am acum la îndemână pentru că le am așa în mai multe locuri puse, dar am păstrat câte 2-3 repere din fiecare, pentru că din păcate nu se mai găsesc foarte multe piese de schimb pentru modelele astea. Și mai ales piese noi, originale, după cum vedeți, toate au ambalaje de uzină. Inclusiv axul titanul, care are urme de vaselină și ulei pentru a rămâne într-o stare cât mai bună. Așa arată, am și multe alte piese noi, dacă v-a plăcut o să continui prezentarea cu restul ansamblurilor. Și ce să zic, dacă vă apucați de vreo restaurare, vă urez multă baftă să găsiți piese și să găsiți mecanici pricepuți.